albă ca zăpada. Povestea noastră a început într-o noapte de demult. Fulgi de zăpadă cădeau ușori, precum bucățelele de vată. Regina, singură, așezată în apropierea ferestrei, broda privind cum cade zăpada. Din greșeală, regina se înțepă la un deget și, văzând acele picături de sânge pe zăpadă, prin minte-i trecu un gând. Aș vrea să pot avea o fetiță cu piele albă ca zăpada, cu obrajii și buzele roșii precum sângele și părul negru precum cerul acesta. În scurt timp, dorința reginei fu ascultată. Copila nou-născută era așa cum sperase. Și amintindu-și de gândul ei, regina îi dădu numele de Albă ca zăpada. Din păcate, fericirea reginei nu dură prea mult. Biata de ea se îmbolnăvi de o boală gravă și muri. Regele rămas singur, se recăsători și regatul avu o nouă regină. O femeie nespus de frumoasă, dar din păcate, conștientă de propria ei frumusețe, era și foarte vanitoasă. Exista ceva ce îi dădea o mare satisfacție ambițioasei regine, și anume... Oglindă, oglinjoară, vreau să-mi spui cine e cea mai frumoasă din această împărăție. Tu, regina mea, tu ești cea mai frumoasă din împărăție. Da, este firesc. Nici o femeie nu e mai frumoasă decât mine. Bravo, oglindă, fii mereu sinceră cu mine. Au trecut anii, dar într-o bună zi, oglinda magică a reginei îi răspunse. Trebuie să-ți dau o veste proastă. Albă ca zăpada este de cel puțin 1000 de ori mai frumoasă decât tine. Cum îți permiți? Cum de îndrăznit să-mi spui că fetița aia este de 1000 de ori mai frumoasă decât mine? Dar albă ca zăpada, crescând, devenea din ce în ce mai frumoasă. Oricine o privea rămânea uimit de frumusețea ei. Înnebunită de invidie, regina ordonă unui vânător să o ducă pe albă ca zăpada în pădure și să o ucidă. Vânătorul se pregătea să execute ordinele date de regină, dar frumusețea copilei nu-l lăsă indiferent și, îngenunchiat în fața ei, îi mărturisi totul plin de căință. Mama mea cea vitregă? Nu pot să cred! Nu voi avea niciodată curajul să distrug atâta frumusețe. Voi spune că te-am ucis, dar trebuie să-mi promiți că nu te vei mai întoarce niciodată la castel. Numai așa îți poți salva viața. Vă mulțumesc, domnule! Nu mă voi mai întoarce niciodată! Promit! Noroc bun! Vânătorul îi duse reginei inima unui mistreț, făcând-o să creadă că este a albei ca zăpada, și fu fericită. Cineva acasă?
Nu e nimeni? Ah. Masa este pregătită cu 7 farfurii, 7 furculițe, 7 cuțite și 7 pahare. Cu foamea pe care o am la vedere atâtor bunătăți, îmi lasă gura apă. Știu că n-ar trebui, dar o să gust puțin de tot. Ai sfârșit acasă. Ai sfârșit acasă. Ale, ce cineva a stat pe scaunul meu. Și cineva a mâncat jumătate din mâncarea din farfuria mea. Și cineva a luat pâinica. Și cine mi-a mâncat toată salata. Cineva a folosit furculița mea. Cotitul meu este burba. Și paharul meu cu vin este pe jumătate gol. Priviți, cineva doarme în pătusul meu. Cine este? A? Cine știe, dar este o copilă nemaipomenit de frumoasă. Ce facem cu ea? Cerecuța pare să fie foarte obosită. Poate e mai bine să o lăsăm să se odihnească. Unde sunt? Ah, vai, da, sunt într-o casă din pădure. Acum. Repede, iute, hai, repede, iute. Bună ziua! Ai dormit bine? Este casa voastră? Da, noi locuim în pădure și lucrăm în mina. Acolo sunt pietre care strălucesc de parcă ar fi din aur și din argint. Deci căsuța în care am dormit e a voastră. Tocmai, dar tu cum de-ai ajuns până aici? Am fugit din cauza mamei mele vitrege. Mama ta vitregă! Mama ta vitrigă este o femeie fără inimă. Biata copilă. Și acum nu mai am o casă și nu știu unde să mă duc. Nu ne-ai spus cum te cheamă frumoasă copilă? Numele meu este Albă ca zăpada. Albă ca zăpada? E un nume frumos și original și ți se potrivește. Mulțumesc. Albă ca zăpada, dacă îți place să trăiești în pădure, ai putea rămâne aici cât vrei. Vei găti pentru noi? Ne vei ajuta la spălatul rufelor. Vei putea coase pentru noi. Pe scurt, vei putea avea grijă de noi. Vă mulțumesc. Voi fi fericită să o fac. Mă simt mai bine. În sfârșit, sunt din nou cea mai frumoasă din regat, dacă Albă ca zăpada nu mai există. Oglindă, oglinjoară, spune-mi cine este cea mai frumoasă din țară, dar eu sunt fără îndoială. Regina mea, tu ești cea mai frumoasă între zidurile acestui castel, dar în adâncul pădurii trăiește Albă ca zăpada, care este de 1000 de ori mai frumoasă. Ce ai spus? Este imposibil! Albă ca zăpada a fost ucisă de vânător! Trebuie să fie astfel, căci oglinda nu mă poate minți. Bine, este clar că vânătorul m-a înșelat. În acest caz o voi înlătura chiar eu pe Albă ca zăpada. Te rog, Albă ca zăpada, ferește-te de regina cea rea! Dacă vrăjitoarea aia ar afla că locuiești aici, ar putea veni să te caute pentru a-ți face rău. Locul cel mai înțelept este să nu deschizi niciodată nimănui ușa. Bine! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Materiale, materiale frumoase și prețioase. Veniți să vedeți cât de frumoase sunt materialele pe care vi le-am adus. Bună, cred că a trebuit să mergeți mult pentru a ajunge până aici. Oh, nu mi-este greu să merg pentru a ajunge la copile frumoase ca tine. Nu vrei să arunci o privire la materiale scumpă? Ah, nu, eu... Calitatea mărfii mele este foarte rafinată, știi? Bătrânica asta mi se pare cinstită. O voi invita în casă doar pentru un minut. Bine, mulțumiri, scumpa mea. Acum, întoarce-te ca să-ți iau măsurile.
Uite, materialul acesta prețios ți se potrivește. Acum îl strâng încet până când nu vei mai putea respira. Și atunci eu voi fi cea mai frumoasă din regat. Biata albă ca zăpada. Acea bătrânică inofensivă nu era alta decât perfida mamă vitregă travestită. Albă ca zăpada! Biata albă ca zăpada, nu mai respiră. Trebuie să facem ceva. Unde e bătrâna cu materialele? Albă ca zăpada, persoana pe care o cauți nu era o bătrânică, ci mama ta vitregă, venită pentru a te ucide. Noi ți-am spus să te ferești de regina cea rea. Te rog, albă ca zăpada, dacă noi nu suntem acasă, nu lăsa pe nimeni să intre de acord, te-ar putea paște alte pericole. Bine. Oglinda dorinței mele, spune-mi, cine e cea mai frumoasă din împărăție? O, regina mea, între pereții castelului tău tu ești cea mai frumoasă, dar în adâncul pădurii albă ca zăpada continuă să fie de 1000 de ori mai frumoasă decât tine. Blestemata albă ca zăpada, norocul a ajutat-o din nou! Pieptene, cine vrea un pieptene? Regina cea rea reveni în pădure travestită în bătrânică, vânzătoare de piepteni, pentru a încerca încă o dată să o ucidă pe albă ca zăpada. Avea un aspect atât de liniștitor, încât fata o lăsă să intre în casă în ciuda recomandărilor primite din partea piticilor. Acum îți aranjez părul cu unul dintre pieptenii mei. Dar cu un pieptene muiat în Benin. Albă ca zăpada. Trezește-te, albă ca zăpada. Răspunde-mi, te rog. Din fericire, piticul îi desprinse pieptenele din păr înainte ca veninul să aibă timp să o ucidă. Dar albă ca zăpada încă nu învăța selecția. O, regina mea, între pereții castelului tău, tu ești întotdeauna cea mai frumoasă, dar în adâncul pădurii albă ca zăpada continuă să fie de 1000 de ori mai frumoasă decât tine. Nu este posibil, fata asta mă va înnebuni! Dar de asta dată albă ca zăpada nu vei mai putea fi salvată de nimeni și vei muri! Ia să vedem puțin ce anume spune această carte de magie. Trebuie să iau urechi de lilia, coadă de șopârlă și petală de trandafir roz. La urmă adaug în poțiune puțină miere. Cu poțiunea asta voi elimina în sfârșit pe albă ca zăpada de pe fața pământului. Felicioasele mele, veniți să cumpărați de la mine mere roșii și frumoase. Nu este nimeni în casa asta care să vrea să cumpere mere? Eu, dar stăpânii acestei case mi-au recomandat să nu deschid nimănui. Păcat, căci sunt delicioase, uite. Ce mere frumoase, aș vrea să gust. De fapt, pentru că mi-ești foarte simpatică, ți-l fac cadou. Ia-l pe fereastră. Dar, sincer, nu aș putea accepta nimic de la nimeni. Ești atât de suspicioasă, așa că nu meriți darul meu. Acum plec și nu voi mai reveni niciodată prin părțile astea. Adio! Nu, scuză-mă! Așteaptă! Fata mea, vrei să-mi explici ce anume te preocupă? Probabil te tem că mărul ăsta este otrăvit. Este cu adevărat delicios. Este cel mai bun măr pe care l-am mâncat vreodată. Ai văzut? Am luat o gură stravână și nu am pățit nimic. Acum poți mânca și tu. Haide, fetiță, ia, nu te teme. O gură nu-mi va face nimic. Știam că îmi picere să gust și am pus o travă în partea roșie. Din păcate, de asta dată, oricât au încercat piticii, oricât s-au rugat, albă ca zăpada nu s-a mai trezit. Dar copila, deși nemișcată, nu își pierduse frumusețea. Mai degrabă părea că doarme. De aceea piticii au hotărât să o închidă într-un sicriu din cristal, astfel încât toți să o poată admira.
O, regina mea, cea mai frumoasă femeie din regat ești tu. Bineînțeles, căci poțiunea mea, mama, ce o va face pe albă ca zăpada să doarmă pentru totdeauna și dacă cineva o atinge, va avea același sfârșit. Nimeni nu-și va risca viața pentru o salva pe prostuța asta mică. Din acea zi tristă, piticii făceau cu schimbul zi și noapte pentru a supraveghea sicriul frumoasei albă ca zăpada. Trecu mult timp, dar frumusețea copilei nu începuse să se ofilească cu trecerea anotimpurilor. Până când, într-o bună zi, un prinț care se rătăcise prin pădure trecu din întâmplare pe lângă acel coșciuc din cristal. Ce frumusețe uimitoare! Spune-mi, cine este? Sărăcuța se numește Albă ca zăpada. Albă ca zăpada? Nu-mi închipuiam că există copile atât de frumoase. Încă pare vie, dar ce s-a întâmplat? Te rog, explică-mi! Regina cearea i-a dat să mănânce un măr otrăvit. Un măr otrăvit? Câtă cruzime! Ha, plânge! Aș dori ca de acum încolo să am eu grijă de albă ca zăpada. Nu, nimeni nu poate să o ia pe albă ca zăpada, indiferent cât de mult vrea să plătească, ai înțeles? Numai ce am văzut-o pe albă ca zăpada și am rămas fermecat. Vă rog, sunt dispus să fac orice. Da, chiar și cu prețul vieții mele. Aș vrea să neutralizez otrava care a adormit-o. Interesul său față de biata albă ca zăpada pare să fie sincer. Ne pare a fi un tânăr cu inimă bună, așa că în unanimitate am decis să avem încredere și să-ți încredințăm destinul copilei noastre albă ca zăpada. Mulțumiri, mii de mulțumiri. Voi încerca să o salvez și încă o dată mulțumesc. Sper că te vei întoarce repede cu albă ca zăpada. Să ne revedeți. Ce? Ce se întâmplă? Trebuie că este ceva legat de vraja mărului otrăvit. Nu mă tem. Nimic nu mă va putea împiedica să o iubesc pe albă ca zăpada. Bietul prinț. Albă ca zăpada. Iepede, vino cu noi să ne adepoistim. Haide, vino, vino. Nu, pe albă ca zăpada. Spiritrou, înfruntă-mă dacă ai curaj și află că o voi trezi pe albă ca zăpada chiar cu prețul vieții mele. Fii atent, prințe! Metalul atrage fulgerele! Aruncă-ți spada repede! Oh! Prințul a fost lovit! Acum cine o va salva pe albă ca zăpada? Dar nu era totul pierdut. Iubirea sinceră a prințului făcu miracolul să fie posibil. Te-ai trezit! O, albă ca zăpada, te simți bine? Dar cine ești tu? Ora! Ora! Albă ca zăpada s-a trezit! Ora! S-a trezit! Te urăsc, albă ca zăpada, dar nu se termină aici, vei vedea? Cum vă permiteți? Ați nebunit? Nu știți cine sunt eu? Pentru a-și ispăși acțiunile ticăloase, soldații o făcură să încalțe o pereche de pantofi din metal încins și apoi o puseră să danseze până când se prăbuși istovită. Între timp,
Nunta se terminase și, din acea zi, Albă ca Zăpada și prințul ei trăiră fericiți și mulțumiți. Într-o dimineață caldă și strălucitoare de mai, Alice stătea la soare întinsă pe iarbă. Sora ei citea și din această pricină uitase cu desăvârșire de joacă. Ce plictiseală! Mă voi duce să culeg niște margarete, chiar dacă n-aș prea vrea să mă ridic de aici. Un iepure îmbrăcat? O, Dumnezeule, am întârziat! Ce iepure ciudat! Așteptați-mă! Vă rog, așteptați-mă! Nu pot! Sunt în întârziere! Așteptați-mă, domnule iepure! Vă rog, opriți-vă! Nu pot! Ce ciudat! Dar prăpastia asta n-are sfârșit. E uriașă! Poate ajunge chiar până în centrul pământului! O, Doamne, cât am întârziat! Ia te uită! Pentru mine. Ce aș putea să fac? N-o să reușesc niciodată să trec pe aici. Ar trebui să ajung cât un iepuraș ca să pot ajunge în grădină. Să vedem ce aș putea face. Trebuie să existe un mod prin care să pot trece de ușița asta și îl voi găsi cu orice preț. Scrie beamă. Să încercăm. Ba nu ar putea fi o travă. De fapt, doar nu scrie o travă, nu? Dar dreptul delicios. Cine știe ce e, are gust de cireșe și parcă și de ananas și miroase a ciocolată. Oricum, e foarte bun. Nu știu dacă o să meargă, dar merită încercat. Dar de ce nu se întâmplă nimic? Oh, ce mari mi s-au făcut picioarele! Ajutor! Aoleu, cresc din ce în ce mai mult! Și nu numai picioarele! Sărăcuța de mine! Înainte eram prea mică, acum sunt prea mare! Oh.
Am intrat într-un mare necaz și acum ce pot să fac? Nici măcar nu știu unde sunt. Și în plus am devenit atât de mare. O, doamne, doamne, sunt în întârziere. Săracul de mine, am întârziat. Domnule iepure, opriți-vă. Ce? Un monstru! Nu, nu, nu fugiți, domnule iepure, așteptați-mă. A dispărut din nou și am rămas iar singurică. Și ce cald e aici înăuntru. Azi dau numai de necazuri. A, ce se întâmplă? Devin mititică din nou. Ajutor! Ajutor, am căzut într-un râu de lacrimi. Doamne, doamne, de data asta chiar am crezut că am încurcat-o definitiv. Și acum ce mă fac? Unde mă duc? Oh. Alice își continuă călătoria mergând printr-un tufiș plin de flori colorate și plante uriașe. Nu-i deloc ușor să mergi prin tufișuri când ești atât de mic. Ce mi-ar plăcea să fiu un pic mai mare, mi-ar plăcea și să mănânc sau să beau ceva. Am stomacul gol, dar ce anume? Bună ziua, domnișoară, cine sunteți? Eu? Eu sunt Alice. De fapt, eram Alice până azi dimineață, dar de atunci s-au întâmplat multe lucruri ciudate, iar acum chiar nu mai știu cine sunt. Nu vă înțeleg ce tu spuneți acolo. Explicați-mi, vă rog. Nu înțeleg. E atât de complicat. Am fost mititică, apoi m-am făcut mare cât casa și acum am devenit din nou mică. Nu mai știu de mine. De ce? La urma urmei nu-i nimic atât de ciudat în asta. Cum să nu? Ție-ți vine ușor să vorbești, dar dacă dintr-o dată te-ai preface în fluturi, ai înțelege cum mă simt. Te asigur că nu-i deloc plăcut. Da, dacă așa spuneți dumneavoastră... Of, aș vrea doar să mă fac un pic mai măricică. E teribil să ai 7 centimetri și să încerci să răzbați printr-un astfel de tufiș. Mă, și eu am tot 7 centimetri. Mă scuzați, domnule, n-am vrut să vă jignesc. Vă cer iertare. Eu chiar nu sunt obișnuită să fiu atât de mică, înțelegeți? Vă veți obișnui în curând, domnișoară. Să mă obișnuiesc? Dar nu pot să mă obișnuiesc. Nu am timp. Ascultați-mă bine, domnișoară. Pe de o parte e foarte bine să fiți mare, pe de alta e și mai bine să fiți așa mititică. Poftim? De ce parte vorbiți? De poftim? De partea ciupercii, bineînțeles. Pe de o parte și pe de altă parte. Dar ciuperca e rotundă. Nu are laturi precum un pătrat. Ei, ce mai contează? Voi face cum a zis el. Sper să fii înțeles bine. Mișorez și mai mult. Așa, ce bine devin mare. Nu, acum am devenit prea mare. Vreau să mă întorc la normal. Alice continuă să mănânce din bucățile de ciupercă pe care le ținea bine în ambele mâini. Și după mai multe încercări reuși să ajungă la înălțimea ei obișnuită. În sfârșit sunt așa cum voiam. Mi-era teamă că nu voi mai fi niciodată ca înainte. Fetița mergea prin pădure fără o țintă anume. Până când văzu? O căsuță! E, dar nu pot să intru așa. Sunt prea mare. Așa e tocmai bine. E cineva înăuntru? Răspundeți! Îmi dați voie? Alice intrase în casa unei mari ducese. Ce motan ciudat! E un motan sardonic. Sardocum? Sardonic, domnișoară, purcelușule! Ține-l tu! Eu trebuie să ajung la un meci de cricket și nu pot avea grijă de el. Oh, Doamne, am întârziat! Hei! Unde vă duceți? Nu plânge, micuțule. Miau! Tu erai!
să mă întorc acasă? Depinde pe unde vrei să o iei. Frumos răspuns. Dar de unde să știu dacă nu cunosc acest loc? Uite, pe acolo locuiește pălărierul nebun, un tip foarte straniu, iar pe acolo iepurele de câmp. Poți să le faci o vizită dacă vrei, dar ai grijă, sunt doi tipi cel puțin originali, simpatici chiar. Oh, nu, a dispărut și acum încotro o iau. Oh, m-am hotărât, îl voi vizita pe iepurele de câmp. Iată căsuța, am ajuns. Alice mușcă din nou din ciupercă până când crescu din nou. Apoi se apropie de casa iepurelui de câmp. Pleacă de aici! Nu e loc și pentru tine. Dar sunt o mulțime de locuri goale. Vrei puțin vin? Dar pe masă nu se află nicio sticlă de vin. E nepoliticos să oferi cuiva ceva ce nu-i poți da. E nepoliticos și să te așezi la o masă la care n-ai fost invitată. În plus, acela este locul meu. N-am știut că e locul tău, îmi cer scuze. Oricum, sunt atâtea scaune goale. Știați că în martie am cântat la concertul Reginei de Cupă și am avut un succes enorm, a? Traducește, dragul meu, Lilia, cât aș vrea să fiu ca tine. Știi cât de costa, nu-i așa? Nu, chiar nu-l mai auzisem până acum. Strălucește, dragul meu, Lilia! Dar eu pot cânta acest cântec. Din păcate, înainte să termin prima strofă, regina s-a înfuriat și a început să țipe. Nu are ritm, nu păstrează măsura. Tăiați-i capul, tăiați-i capul, distruge, tăiați-i capul. Ce cruzime! Da, și de atunci nu mai știu să măsor timpul. Pentru mine e întotdeauna vremea ceaiului. Ce să mă fac? Deci de asta sunt atât de multe ceșcuțe pe masă. Exact! Și n-avem nici măcar timp să le spălăm. Le folosim întotdeauna pe aceleași. Poate ar fi nevoie de unele mai curate. Știu și eu ce să zic. Să schimbăm locurile. Cei trei prieteni își continuară strania ceremonie pentru încă mult timp. Ne schimbăm. M-am săturat, nu mai vreau. N-ar fi trebuit să vin niciodată aici. Cer scuze, aș putea să știu de ce pictați trandafirii? Pentru regină, ea ne-a poruncit să plantăm trandafiri roșii, însă din greșeală am plantat trandafiri albi. Dacă și-ar da seama, ne-ar tăia capetele pe loc. Ce o să facem? Ne omoară. A, v-ar tăia capetele? Să se iște majestatea sa, regina! E iepurele alb! Cum te cheamă, domnișoară? Alice, maiestate. Poți să știu și eu ce faceți cu vopseaua asta? Păi, noi ne-am... Da, într-adevăr ne-am, ca să nu... Am înțeles. Ați refuzat să ascultați un ordin, vă voi tăia capetele. Nu, ajutor, nu vrem să murim. Hei tu, știi să joci cricket? Da. Vino atunci cu mine. Și astfel Alice plecă împreună cu regina să joace cricket. Dar nu era genul de cricket obișnuit, ci unul mult, mult mai ciudat. Hei, tu ce mai aștepți? Da. Te rog, stai potolit. Tăiați-i capul! O, nu, aveți milă! Băiați-le capetele!
sufletele și celor doi! Nu vreau, ți-am mort, vă implor! Nu vreau, vă implor! Nu face decât să repete același ordin. În curând n-o să mai rămână nimeni pe aici. Iată-l din nou pe motanul sardonic. Cum îți mai merge? Nu prea bine, aici nimeni nu joacă cinstit. Iar eu nu mai știu ce să fac. Ei, și cum ți se pare regina? Nu îmi place deloc. Nu vrea decât să câștige cu orice preț. A, desigur, nimeni n-ar putea să o învingă. E foarte bună la jocul ăsta. Cu cine vorbești, fetiță? Cu un prieten, motanul sardonic. Judecându-vă aspectul său, nu-mi place deloc. Dar dacă insistă, poate să-mi sărute mâna. Aș prefera să nu. Poftim, ce impertinent! Tăiați-i capul! Nu putem, regină, nu putem. E prea sus, n-avem cum. N-are decât cap, ce să-i tăiem? Are decât tăiat capul, mai repede! Nu-l putem tăia! Ai cunoscut-o pe broasca țestoasă? Nu, n-am avut încă plăcerea, maestate. Bine, atunci vină imediat cu mine. Execuțiile au fost anulate, sunteți salvați. Grifonule, du-o imediat pe această fetiță la țestoasa tristă. Grifonul execută ordinul într-o clipă și o duse pe Alice să o vadă pe broasca țestoasă. De ce plânge? Ce-a pățit? N-are nimic. M-a trimis regina de cupă, ar dori să-i spui povestea ta acestei fetițe. Dacă e un ordin al reginei, atunci trebuie să mă supun. Te rog, fă-te comodă. Acum mult, mult timp eram o țestoasă ca oricare alta. Însă povestea țestoasă era atât de plictisitoare și monotonă încât Alice se plictisea de moarte. Ah, destul cu prostiile astea, mai bine o învățăm dansul nostru. Im, ce zici? Dans? Ce dans? Cadrilul pe perechi, desigur. E un dans extraordinar. Înainte de toate se formează o pereche. Și apoi, ținându-se strâns de mână, cei doi încep să danseze. Privește. Începe procesul. Să mergem. Pot să știu ce e cu procesul ăsta? Taci și vei vedea. Alice nimerise în sala principală a tribunalului regal chiar în timpul procesului. Acela pare a fi judecat, săracul. Oare ce-o fi făcut? Ascultați, ne-am adunat aici astăzi pentru a-l judeca pe valetul de cupă pentru că a furat tartele reginei de cupă. Juriul a stabilit verdictul? A, încă nu, siret. Trebuie mai întâi să auzim mărturiile, apoi să ne consultăm și după aia... De acord, să intre primul martor. Îl chem la bară pe pălărienul nebun! Vă rog să mă iertați, maestate, nu-mi terminasem ceaiul, așa că l-am luat cu mine, știți? Să-l beau aici. Și pălărierul și ducesa depuseră pe rând mărturie, însă nu fură de mare ajutor. Să auzim ce aveți de spus, ducesă. Știu! Bine. Nu mi-aduc aminte nimic. Așa că ambii martori se dovediră inutil. O chem ca martoră pe... Alice. Ce? Alice reveni dintr-o dată la statura ei normală, fără să fi mișcat un deget. Ai ceva de spus referitor la cazul nostru? Nu, maestate. Chiar nimic? Chiar nimic. Bine, atunci puteți da verdictul. Un moment, înălțimea ta! Trebuie să examinăm și celelalte probe. Am aici o scrisoare care s-ar putea dovedi irelevantă pentru procesul nostru. E importantă, maestate. Ce scrie în scrisoare? Încă n-am citit-o, maestate, dar pare scrisă de valetul de cupă și trimisă către o persoană cunoscută. De eu n-am scris acea scrisoare, nu e adevărat. Uitați-vă, stire, nici măcar n-are semnătura mea, nu e a mea, trebuie să mă credeți. Nu e semnată? N-ai semnat-o pentru că ai conștiința pătată, de aia. Dacă ai fi fost nevinovat, ai fi semnat-o. Acest fapt îți dovedește vinovăția fără doar și poate. Sunt convins. Dar e de-a dreptul ridicol. Nu, jurul poate să emite un verdict. În niciun caz.
Toată păcăleala asta trebuie să ia sfârșit, ați înțeles? Ține-ți plisco! Dar să vorbesc cât vreau! Dacă nu taci, am să pun să ți se taie capul! Serios? Nu sunteți decât un pachet de cărți de joc! N-aveți cum să-mi faceți nimic! Alice! Alice! Trezește-te, e târziu! Ce? A fost un vis? Ai dormit toată după amiaza. Am avut cel mai ciudat vis! Cum adică? Visul fetiței nu era decât dovada imaginației și curiozității copilăriei. Un vis pe care nu-l va uita niciodată, pentru că astfel de lucruri nu se petrec decât în țara minunilor. Hansel și Gretel. Era odată un frățior și o surioară care se numeau Hansel și Gretel și care trăiau în apropierea unei păduri. Tatăl celor doi copilași era un biet tăietor de lemne, iar mama... Haideți, veniți să mâncați! Da, venim acum! Era de fapt mama lor vitregă. În acel an fusese o secetă cumplită, astfel că familia tăietorului de lemne de-abia putea să-și ducă zilele. Mâncați, copii! Poftă bună tuturor! Vremurile se înrăutățeau și mâncarea pe care mama o putea pune pe masă era din ce în ce mai puțină. Până când, într-o noapte... Ce e, Gretel? Nu poți să dormi? Nu, nu pot să dorm, fiindcă mi-e atât de foame. Încearcă să gândești limpede. Dacă vom continua așa, vom muri de foame. Ai dreptate, însă nu pot să-mi las copiii în pădure. Nu s-ar putea descurca singur și ar putea deveni hrană pentru animalele sălbatice. Atunci măcar așa nu vor muri animalele de foame. Dar nu vezi că mâncând atât de puțin, amândoi sunt doar piele și os? Da, dar nu pot să fac un asemenea lucru. Într-un sfârșit, mama vitregă reuși să-l convingă pe tăietorul de lemne să-și abandoneze copilașii în pădure. Ascultă, Hansel, crezi că vor să ne lasă pădure? Am un plan, nu trebuie să-ți faci griji. Vorbești serios, Hansel? Uh-huh. Bravo, frățiorul meu! Oh. Perfect! Hansel și Gretel au plecat în pădure împreună cu părinții lor. Poftiți, copii, acesta e prânzul Mulțumesc. Vostru. Da. Nu-l mâncați înainte de vreme, da? Da, da. Hansel! Curaj, haideți, veniți, altfel se face târziu. Hansel, mișcă-te! Rămâi mereu în urmă. Da, da. Voi copii, rămâneți aici lângă foc. Noi mergem să strângem lemne și apoi ne întoarcem să vă luăm, da? Da, da. Hai să trecem la treabă.
Aveți grijă, nu plecați de aici. Și nu cumva să lăsați focul să se stingă. Nu-ți fie frică, am eu grijă de tine. Poftim, frățioare. Mulțumesc. Uite cât de drăguț e. Vino, iepurașule. Ia bucățica asta de pâine. Hai, curaj, apropie-te. Hai. Haide. A fugit. Mama și tata sunt încă în pădure. Da? Poate s-au răzgândit și nu mai vor să ne părăsească aici. Cât aș vrea să fie așa. Însă lucrurile stăteau cu totul altfel. De fapt, mama și tatăl copiilor plecaseră de mult din pădure, lăsându-i pe cei doi copilași acolo. Se lăsase întunericul și în pădure se făcea din ce în ce mai frig. Obosiți să-și aștepte părinții, copilașii au adormit lângă foc. Hei, Gretel! Da, ce e? E deja noapte. Fii curajoasă, Gretel, n-ai de ce să plângi. Totul va fi bine. Vei vedea că împreună vom găsi drumul înapoi spre casă. Nu trebuie să-ți fie frică, surioară. M-am gândit eu cum să facem. Uite, a mers! Vezi pietricelele? Urmărind pietricelele presărate în urma lor la venire, Hansel și Gretel au continuat să meargă toată noaptea și când s-a luminat de ziua a ajuns înapoi la casa părintească. Mama, mamă, tată, suntem noi, ne-am întors! Noi suntem! Mamă! Bună ziua! Bună ziua, mamă, ne-am întors! Dar cum ați reușit? Bine ați venit înapoi, copii! Ce bine că v-ați întors acasă, îmi făcusem griji. Tată. Însă la scurt timp după aceea mâncarea s-a împuținat din nou și au reînceput certurile între părinți. Mama vitrega copiilor încerca în fel și chip să-l convingă pe tăietorul de lemne să-i lase din nou pe copii în pădure. Bieții frățiori dormeau fără să știe ce li se pregătea. Hei, treziți-vă odată! Grăbiți-vă! Trebuie să mergem în pădure! În dimineața aceea, Hansel nu a mai avut timp să culeagă pietricele din curte. Mulțumesc! Căci mama vitregă se grăbea foarte tare să ajungă în pădure. Neavând pietricele, copilul s-a gândit să lase în urmă firimituri din pâinica pe care a primit-o. Poftim. Mulțumesc. Ce noroc cu bucățica asta de pâine, că mi-era o foame. Gretel, trezește-te, trebuie să pornim spre casă. Curaj! Oh, nu! Au dispărut! Firmiturile au dispărut, Gretel! Și acum ce ne facem? Nu-ți face griji, o să vezi, ne vom descurca. Păsările din pădure au mâncat toate firimiturile pe care băiatul le-a presărat pe drum. Stai liniștită, surioară! Vom găsi negreșit drumul spre casă. Oh, Hansel, mi-e atât de frică! Hai, fii serioasă, e doar o bufniță, n-are ce să-ți facă.
Hai, Gretel! După ce au alergat toată noaptea, copiii și-au potolit setea cu roade pe frunze și au mâncat câteva lune, însă nu au reușit să găsească drumul spre casă. Încet! Astfel au trecut 3 zile lungi. Privește! Ce minune! Căsuța aceea e făcută toată din dulciuri. Ai dreptate, e minunată! Și ce bună e! Serios? Hai, Gretel, gustă și tu! Ai dreptate, ce bunătate! Am să o mănânc pe toată! Ei, mai lasă-mi și mie! Bine, bine! Voi mâncați căsuța? Ne pare rău! N-am vrut noi, să știți... Nu mai contează acum! Dacă intrați, vă pot oferi și alte bunătăți! Delicios! Da, într-adevăr. Mâncați cât vreți. Mie îmi plac copiii care mănâncă atât de mult. De fapt, bătrânica cea drăguță care îi găzduise pe copii nu era altceva decât o vrăjitoare. Și nu era o vrăjitoare oarecare, ci una dintre cele mai rele. El a rezervat copiilor o soartă tristă. Vă mulțumim pentru dulciuri, doamnă. Noapte bună. Noapte bună, doamnă. N-aveți pentru ce somnușor, copii. Ce mai cine îmi voi pregăti din acești 2 copii? Scoateți-mă de aici, vă rog, dați-mi drumul, vă rog, mi-e frică, vă rog! Chide gura, mucosule! Acum trebuie să mă ocup de fetiță. Acum înțeleg, bătrânica e de fapt o vrăjitoare. Gretel, fugi, Gretel! Gretel! Ah, neastâmpăratul acela mic face o larmă de neînchipuit. Oh. Hai, trezește-te! Du-te și adu apă, trebuie să pregătim un prânz bogat pentru fratele tău. Trebuie să mănânce bine, pentru că atunci când se va îngrășa puțin, o să-l fric și o să-l mănânc. Ce faci acolo, neisprăvit-o? Ți-am spus să aduci apă! Haide, mișcă-te! Gretel! Hansel! Gretel! Frățiorul meu! Pleacă de aici! Du-te imediat și adu apă, așa cum ți-am spus, altfel te mănânc în clipa asta. Ai înțeles, fetițo? Vrăjitoare blestemată! Să nu cumva să-i faci vreun rău surorii mele! Tu ține-ți gura! Nu te mai agita degeaba, pentru că o să slăbești. Iar până la urmă tot o să vă mănânc pe amândoi. Vom vedea! Hansel! Nu-ți fie frică, Gretel! Vei vedea că vom scăpa de aici! Bravo, cucosule! Fă gimnastică, fiindcă altfel ți se va face foame și vei deveni o cină grasă și gustoasă.
Gretel, mă auzi? Surioară, nu renunța, ai curaj! Eu n-am să mă dau bătut, dar va trebui să mă ajuți, Gretel! Haide, grăbește-te cu cartofii aceia! Dacă nu termin mai repede, în seara asta te duci la culcare fără să mănânci. Nu renunța, ai curaj, surioară! Oh, Elsa! Ți-am adus asta, Elsa! Îți mulțumesc! Oh. Oh. Hei, fii curajoasă, da? Gata cu vorbăria! Mucosul trebuie să mănânce, doar așa se va îngrășa! Fii liniștită, Gretel! Frățiorule! S-o crede vrăjitoarea că mănânc ce-mi dă ea! Un moment! Dacă nu mănânc, mă îmbolnăvesc și n-am să mai pot scăpa de aici! Adevărat, trebuie să mă hrănesc! Și astfel, în fiecare zi, vrăjitoarea pregătea farfurii imense cu mâncare, pe care apoi le ducea lui Hansel. Fii mai atentă, mucoaso! Biata Gretel era nevoită să deretice, să spele și să facă mâncare în fiecare zi în locul vrăjitoarei. Spre deosebire de mesele fratelui său, ale ei erau mereu sărace și nu-i țineau de foame. Hansel! Ți-am adus asta! Mulțumesc! Ia și tu! Te mai îngrășat puțin? Întinde-mi o mână să te controlez! Haide! Cum e posibil așa ceva? Nu pui deloc pe tine, ești în continuare piele și os. Dacă nu te îngrași în curând, n-am ce mânca. Gretel, așa nu mai merge, trebuie să-i pregătim mese mai bogate. Du-te și adu apă, hai, mai repede! Aha! Din acea dimineață, vrăjitoarea venea mereu să-l controleze pe Hansel, să vadă dacă s-a mai îngrășat. Însă el, profitând de vederea slabă a bătrânei, continua să o păcălească. Și uite așa, zi după zi, a trecut o lună. Ar trebui să fie timpul. Ce? Aici e ceva ce nu merge. Pe zi ce trece slăbe și mai rău și nu mai pot să aștept. Vreau să-l mănânc imediat. Fugi și umple cu apă căldarea din casă. Grăbește-te, fetițo! Vă rog, nu-l mâncați. Cruțați-i viața fratelui meu, vă implor. Taci odată și fă ce ți-am poruncit. Na. Aș fi știut că totul se va termina așa, m-aș fi lăsat mâncată de animalele sălbatice. Gretel, eu n-am să mă dau bătut, dar trebuie să mă ajuți și tu. Ai auzit? Vrăjitoarea însă voia să o mănânce și pe Gretel. Înainte de a-l pregăti pe Hansel, trebuie să punem pâinea la copt. Focul e aprins și coca e gata. Gretel, ai grijă să nu fie o capcană! Ajută-mă, Gretel! Vederea mea slăbi tare mult! Ai putea să te uiți tu să vezi dacă s-a încins cuptorul? Desigur, mă uit imediat! Fii atentă, Gretel! E o capcană! Mă iertați! Am puteți spune ce trebuie să controlez? N-am făcut-o niciodată! Ce neisprăvită ești! Lasă-mă să trec! Trebuie doar să-ți bagi capul în cuptor... Așa? Acum, ori să niciodată! Te... Uiți! Hansel! Gretel! Sunt aici! Uite ce am reușit să iau! Gretel! Și astfel cei doi copii au luat în buzunare toate bijuteriile pe care le-au găsit în casa vrăjitoare și apoi au plecat de acolo. Ah,
După ce au mers un timp, s-au trezit în fața unui râu lat care le tăia drumul. A, nu! Acum cum vom reuși să trecem râul? Nu există niciun pod, nici măcar uite, o barcă. O lebădă mare acolo jos. Te rugăm, lebădă, vino aici, ajută-ne să trecem râul. Vrei să ne duci până pe malul celălalt? Te rugăm! Mii de mulțumiri! Stai aici, Gretel! După ce au trecut râul, cei doi copii au continuat să meargă până au ajuns pe un drum pe care îl cunoșteau bine și, în sfârșit, obosiți, dar fericiți, au dat cu ochii de casa părintească. Hansel și Gretel! Dragii mei copii! Tată, bine te-am găsit! Cât mă bucur să vă revăd! În absența lor, mama vitregă se îmbolnăvise și murise. Însă tatăl lor nu și-a pierdut niciodată speranța că își va revedea copiii. Și astfel, după ce s-au regăsit, tatăl și cei doi copii au trăit împreună fericiți și fără griji și nu s-au mai... Motanelul. Motanul încălțat. Această poveste s-a petrecut acum foarte mult timp într-un sătuc din Franța. Când bătrânul Morar al satului își dădu sufletul, a lăsat celor trei fii ai săi puținul pe care reușise să-l agonisească în timpul vieții. Moara a lăsat-o fiului cel mare, fiul cel mijlociu se alese cu măgărușul, în timp ce mezinul, care nu putea încă să muncească, primi moștenire, un pisoi. Ce mai faci, amice, a? Motanelule, unde ești? Ți-am pregătit de mâncare. Trebuie să plec, a venit stăpânul meu. Aici sunt, sosesc imediat. Paftim, motanelule, e totul pentru tine. Totul pentru mine? Și tu ce mănânci, stăpâne? N-avea grijă pentru mine, mănâncă. Dacă vei continua să fii atât de generos, ar putea să ai probleme în viață, oricum mulțumesc. N-avea grijă. Da, nu știu cum am să mă descurc în viață. Într-un fel sau altul, frații mei vor reuși să iasă la liman. Însă eu nu am decât un pisoi. Și pisoii nu știu să facă altceva decât să prindă șoareci. Cred că mă subestimez, stăpâne. Scuze-mă, mă ascultai? Da, am auzit totul. Dar dacă aș fi în locul tău, nu mi-aș face griji. Știi de ce? Tocmai mi-a venit o idee. Ce idee? Tu gândește-te cum să mi aduci un săculeț și o pereche de cizme cu care să mă pot aventura în pădure și ai încredere în mine. Un sac și o pereche de cizme? Da, tu adun ce ți-am cerut și îți voi arăta că pot fi foarte util. Vei vedea, mulțumită mie, vei fi un om bogat și puternic. A doua zi, băiatul i-a aduse motanului ceea ce-i ceruse acesta. Și motanul porni la drum pentru a dovedi că știa să facă mult mai multe decât să prindă șoareci. Uitați-vă, acolo e un motan încălțat! Și nu-i stă deloc rău! N-am mai văzut niciodată un pisoi atât de elegant! Vă mulțumesc, doamnelor! Aveți mult bun gust! Unde te duci atât de grăbit? Dacă vrei să te aventurezi în pădure, te sfătuiesc să ai mare grijă. Dar de ce spui să am grijă? Pentru că în mijlocul pădurii se află castelul unui căpcăun cu care nu iei de glumă. E adevărat, am auzit povești despre oameni care s-au aventurat până la castel și pe care căpcăunul i-a prins și i-a transformat în broaște, să știi. Ați spus un căpcăun? Numai când mă gândesc și mă trec fiorii. Gândul la acel căpcăun mă umple. Mie-mi tremură picioarele. Mulțumesc pentru sfaturi, doamnelor!
Trebuie să găsesc un mod pentru a-l face pe stăpânul meu să devină bogat. El s-a arătat foarte bun și generos cu mine, cedându-mi mie mâncarea lui. Îi voi arăta ce știe să fac un motan de talia mea. Te-am prins! Hai, oprește-te! Unde fugi? Ah, nu mai trage! Ui, ai! Ah, bine! Wow! Asta mi se pare un bun început pentru a-mi ajuta stăpânul! Și uite așa, după ce prinsese iepurele, motanul porni la drum spre un oraș mare, unde se afla palatul regal. Nu peste mult timp, motanul încălțat cu cizme ajunse chiar în fața minunatului castel. Bună ziua! Mă scuzați, domnule! Cine ești? Sunt aici, unde domnule, ești? Aici, jos! Dar nu ești decât un pisoi. Nu sunt doar un pisoi, sunt ambasadorul ducelui de moară. E o persoană foarte importantă și m-a trimis să vorbesc direct cu regele. N-am mai auzit niciodată de acest duce, nu știu cine este. Nu știu... Poftim? Nu ai auzit niciodată de ducele de moară? Cum se poate ca un om așa neștiutor să păzească tocmai castelul regelui? Este atât de cunoscut acest duce? Desigur, dacă nu te duci imediat la rege să-i spui că ambasadorul ducelui de moară dorește audiență, atunci... Mă duc, domnule, mă duc chiar acum. Ce bine, s-a rezolvat și problema asta. Bietul paznic al castelului avea toată dreptatea. Nu avea de unde să fie auzit de ducele de moară despre care-i vorbise motanul, fiindcă acesta nu exista. Nu era decât o altă scorneală de-a motanului Vicler. Un pisoi, ai spus? Ambasadorul al ducelui de moară? Nu am auzit niciodată de acest duce. Nici eu. Uitați-l. Vă prezint omagile mele, maestate dumneavoastră și minunatei dumneavoastră fiice. Tu ești ambasadorul acestui duce misterios? Trebuie să fie o persoană deosebită dacă are un pisoi pe post de ambasador. Într-adevăr, maestate, îmi dau seama că sosirea mea la palat poate fi considerată o brăznicie, dar voiam să vă arăt ceva doar, atât. A, ce iepure frumușel! Vedeți, acest iepure deosebit este un cadou pentru maestatea voastră din partea ducelui. Sper că doriți să-l acceptați, sire. Ce drăguț e! Uite, tată! Adevărat! Spuneți-i ducelui că apreciez darul său și-l accept din toată inima. Așa voi face, maestate! Vă asigur că ducele va fi foarte fericit știind că ați acceptat acest mic dar. E deosebit de frumos! Mulțumiți-i din partea mea! La revedere și mii de mulțumiri! De atunci, orice animal prindea prin pădure, motanul îl ducea la palat, spunându-le celor de acolo că este un alt dar din partea generosului duce de moară. Ducele este un om tare generos și se arată foarte respectuos față de regele său. Așa este, maestate! Ducele de moară este supusul dumneavoastră devotat și este gata să facă orice pentru voi. Mi-ar plăcea să-l cunosc personal pe acest om. Ție nu ți-ar plăcea? Ba da, mi-ar face mare plăcere. O, maestate și ducele, e nerăbdător să vă cunoască pe dumneavoastră și pe frumoasa prințesă. Așa. În fiecare zi, motanul meu se întoarce acasă din ce în ce mai târziu. Mi-ar plăcea să știu ce învârte. Ai încredere în mine, stăpâne, te voi ajuta să devii bogat și puternic. Nu, n-ai cum. Acolo se află castelul căpcăunului. Voi arăta că doar pricepere îți trebuie pentru a învinge chiar și cel mai înfricoșător monstru. Într-o frumoasă zi de primăvară, regele și prințesa hotărâră să facă o plimbare de-a lungul râului pentru a admira florile. De cum află motanul de această întâmplare, dădu fuguța la stăpânul său pentru a-l aduce la râu. Hei, unde mă duci? Pot să știu și eu motivul pentru care m-ai adus tocmai aici? Ai loc să pui atâtea întrebări, mai bine privește ce zi frumoasă e și gândește-te cum ar fi să faci o baie. Nu, stai, așteaptă, ce faci? Hai, repede, scoate-ți și pantaloni. Da, câtă grabă, va trebui să-mi explici toate astea, să știi.
deja! Trebuie să ne grăbim! Ce spui? Cine a venit? De ce să ne grăbim? Iartă-mă, stăpâne! Era absolut necesar, ai încredere în mine și vei fi un om bogat, stăpâne! Motanul ăsta a înnebunit! Ajutor, vă rog, ajutați-l, ducele de moară, să neacă! Ajutor! A spus ducele de moară? Poftim, cine se înneacă? Dumneavoastră sunteți ducele de moară? Eu, duce nici pomeneală! Dar, bineînțeles, regele era nerăbdător să vă cunoască, duce! Trebuie să fie o greșeală... Eu nu sunt duce, să știu. Curaj, duce, venim să te salvăm! Dar eu nu sunt duce, nu sunt decât un simplu... Scuzați-l, maestate, nu se aștepta să vă întâlnească tocmai în astfel de împrejurări. Încântată de cunoștință. Ce vi s-a întâmplat, duce? Vă explic eu! Văzând ce vreme frumoasă este astăzi, ducele s-a gândit să facă o baie în râu. Dar, din păcate, în apropiere se aflau niște hoți care, profitând de moment, i-au furat frumoasele haine stăpânului meu. Am încercat să-i opresc, dar era prea târziu și, uite așa, au fugit cu hainele ducelui. Ce situație jenantă! Slujitori, aduceți imediat haine noi ducelui de moară. Imediat, maestate. Eu să fiu acesta? Mi-e greu până și mie să mă recunosc. Hainele vi se potrivesc de minune. Sunteți foarte elegant, duce. Mă scuzați, dar cred că ar trebui să profităm de această clipă. Această zonă îi aparține ducelui și ar vrea să vă invite să faceți o plimbare. Ce spuneți, maestate? Acceptați o plimbare împreună cu ducele? Mi se pare o idee splendidă. Ai nebunit, o să ne prindă cât ai clipi. Într-adevăr, o idee foarte bună. Ne însoțiți, duce? Da. Încredere în mine, te asigur că totul va merge ca pe roate. Foarte bine, în acest caz o voi lua eu în față pentru a vă arăta drumul. Urmați-mă, vă rog. Sper că Motanul știe ce face. Ignorând teama stăpânului său, Motanul conduse trăsura regală spre un deal minunat împodobit cu flori și apoi într-o vale bogată în pășuni verzi ca smaraldul. Eu n-am mai văzut o asemenea trăsură pe aici. Ciudat! Pe aici nu locuiește niciun nobil. Hei, ascultați-mă puțin! Și tu cine mai ești, dacă îmi permiți? Peste puțin timp va trece pe aici regele în persoană. Dacă maestatea sa vă va întreba ale cui sunt aceste pământuri, trebuie să spuneți că aparțin ducelui de moară. Ducele de moară? Cine e acesta? Și de ce trebuie să dăm un astfel de răspuns? Ascultați-mă! Dacă nu veți face exact așa cum v-am spus, glasul meu de pisică vă va bântui zi și noapte! Ați înțeles? Ziți, zilele trecute nevastă mea mi-a spus de un motan încălțat care se îndrepta spre pădure, acolo unde locuiește căpcăunul, și apoi nu l-a mai văzut. Vorbești serios? Atunci poate și motanul ăsta știe să facă vrâj precum căpcăunul din pădure. Ferma aceasta e de-a dreptul minunată. Și e și foarte mare. Spune-mi, omule, a cui este toată ferma asta? Aparține ducelui de moară, sire. Și terenurile din jur sunt tot ale lui? Desigur, maestate, de la prima fâșie de pământ până la ultimul fir de iarbă, totul este al său. Cum o fi reușit motanul meu să facă toate astea? Complimentele mele, duce, sunteți un om foarte bogat pentru vârsta pe care o aveți. Mulțumesc, maestate, complimentele dumneavoastră mă fac foarte fericit. Bun, acum să continui ce am început. Și uite așa, mulțumită motanului, fiecare persoană pe care o întâlnea regele răspundea: da, maestate, toate acestea sunt ale ducelui de moară. Suveranul era uimit, dar și fericit că poate să cunoască un om atât de bogat și de iubit. Și prințesa era impresionată de atâtea bogății, dar mai presus de toate o fascina simplitatea și frumusețea acelui băiat. Am încercat de multe ori să-mi închipui cum arată ducele,
Și trebuie să spun că aveți ochii la fel de blânzi și de frumoși cum îmi imaginase. Mulțumesc, prințesă. Între timp, motanul încălțat se aventurase în pădure, îndreptându-se chiar către castelul căpcăunului. În realitate, stăpânul castelului era mult mai bogat și mai puternic decât se credea. Era stăpânul întregii păduri, al dealurilor și fermelor pe lângă care trecuse alaiul regelui. Curaj! Ăsta e ultimul lucru care îmi rămâne de făcut! Hai, fii brav! Îmi fă nu e decât un căpcăun! Mare și rău, trebuie să-l înfrunt. Ia cineva acasă? Domnule căpcăun, deschide poarta. O, Doamne, ce-o fi asta? Uite cum a întâmpinat. Cine mă deranjează la ora asta? Cine îndrăznește să-mi bată la poartă? Sunt un biet trecător. Am ajuns prin aceste părți și știind cât de importantă sunteți, m-am gândit că ar fi nepoliticos din partea mea dacă nu v-aș face o vizită să vă aduc magiile mele, astfel că am bătut la poartă și iată-mă. M-ați înțeles? Bună. Bine. Intră. Sosesc acum, domnule căpcăun. Dar dumneavoastră unde sunteți? Nu vă pot vedea. Spuneți-mi încotro să o apuc. Vă rog. Soiule, e adevărat că faima mea se întinde peste mărșițări? Faima despre care mi-ai vorbit mai devreme, vreau să știu ce crede lumea despre mine. Da, desigur vă spun imediat. Sunteți foarte apreciat în sat. În special fetele tinere vă adoră și vă consideră fascinant. Pe cuvântul meu. Văd că au bun gust. Și asta nu e tot. Lumea vorbește tot timpul despre extraordinarele puteri pe care le aveți. Foarte bine, văd că au înțeles cum stau lucrurile. Se spune că aveți puterea de a vă transforma în cel mai mare și feroce dintre animale. Așa este, domnule? E adevărat? Desigur, de ce te-ai îndoit de așa ceva? Am să-ți dovedesc ce pot face cu puterile mele extraordinare. Așa îți voi risipi toate îndoielile. Și asta nu-i nimic, motan neîncrezător. Ce crezi? Așa-i că e impresionant. Da, e uimitor, e fascinant. E mai mult decât uimitor. Mă pot transforma în orice animal vreau. Mai ai vreun dubiu, motanule? Nu, domnule, sunteți într-adevăr capabil de cele mai incredibile lucruri. Dar puteți oare să vă transformați și într-un animal micuț? Vă rog. Tu ce crezi, motanule? Crezi că nu sunt în stare? Ba da, și vrea doar să-mi bine, arătați. Îți voi dovedi că nu există animal în care să nu mă pot transforma. Spune în ce ai vrea să vezi că mă preschimb și îți voi arăta ce pot. Să vedem. Ce idee mi-a venit? Vă puteți transforma într-un șoricel mic? Vrei să mă transform într-un șoarece? Puteți face așa ceva? Bineînțeles că pot! Iată! M-am preschimbat chiar într-un șoricel, vezi? Desigur și arătați de-a dreptul apetisant. N-ai cum să scapi!
așa căpcăunul cel mare și rău sfârși în burta motanului încălțat. N-a fost rău deloc. Imediat după aceea, norii se împrăștiară și lăsară loc soarelui, iar ceața care înconjura palatul și care ascundea frumusețea acelui loc s-a destrămat într-o clipă. Ce locuri frumoase! N-am mai fost niciodată pe aici. Castelul acesta al cui este? Bine ați venit la castelul ducelui de moară! Poftim? Și acest castel aparține ducelui? Da, maestate, chiar a lui! N-am mai văzut niciodată un castel atât de... Motanul meu e incredibil! Bine v-ați întors acasă, stăpâne! Câte bucate! Deja mi s-a făcut poftă! Și mie! Mă bucur că vă sunt pe plac! Pisoiule, cum ai făcut să pui mâna pe castelul ăsta? A nimicat toată, stăpâne! N-a fost nevoie decât să prind un șoricel micuț-micuț! Un șoricel? Astfel, cu ajutorul motanului năzdrăvan, mezinul morarului a devenit cu adevărat duce și nu după mult timp s-a căsătorit cu fiica regelui. Firea sa simplă și bună l-a cucerit pe rege și pe supușii acestuia. Iar motanul încălțat a ajuns cavaler la curtea ducelui și, odată devenit nobil, a renunțat la obiceiul de a mai prinde șoricele. Și cu dragul ei prieten cai. Gata, gata, nu vă faceți griji. În final, totul a ieșit cum trebuie. Asta rămâne pe data viitoare. Până atunci... Mica sirenă. Înapoi în ocean. În urma unui accident tragic cauzat de o furtună, tânărul prinț Justin din regatul Gandor a căzut în mare. O prințesă superbă din regatul oceanului a simțit ceva pentru ființa neajutorată și s-a grăbit să o salveze. Erau timpuri fermecate. Magi de treabă și vrăjitoare rele făceau farmece ascunse în nesfârșita luptă dintre forțele binelui și ale răului. Acesta este fundalul pe care începe povestea noastră. Cu tine. Ești rănit? Lasă-mă să te ajut. O tânără superbă m-a salvat. Ce ai spus? Ce tânără? Tu ești aceea care mi-a salvat viața? Așa cred. Îți mulțumesc din suflet. Sunt prințul Justin. Tu cum te numești? Tu ești prințul? Pe mine mă cheamă Cecily. Ce nume încântător. Cum? Vrei să te transform în ființă umană pentru că te-ai îndrăgostit de prințul acela fetit Justin? N-o să scapi ieftin, draga mea. Eu nu fac servicii pe gratis. Ce ai să-mi oferi? Orice dorești. Te rog, fă-mă o ființă umană. Bine, prințesa mea. Prețul va fi pierderea vocii tale minunate. Poate nu te-am înțeles bine. N-ai zis orice-mi doresc? Dacă trebuie. O să fie perfect. Dar dacă nu reușești să-l iei de bărbat într-o lună de zile, pedeapsa ta va fi moartea. Și pentru că ești o sirenă mică și proastă, nu o să fii în stare să rămâi o mai mult de o lună. Dacă se amestecă cineva, înțelegerea noastră cade. Bine. Prin puterea magiei mele, vreau ca această fată să se transforme în om. Și
și să danseze și a trăit fericită până la adânci bătrâneți. Ce mult mi-aș dori! Marina! Și astfel, prințesa Marina s-a transformat în ființă umană și a intrat în regatul Gandor în căutarea tânărului prinț care-i furase inima. Mersul pe jos era o noutate pentru ea, dar în timp ce explora această lume de deasupra mării, descoperea o mulțime de lucruri noi care o încântau. Dar se părea că prințul Justin nu-și făcea simțită prezența în palat, iar Marina se temea că nu o să-l întâlnească niciodată. Marina, numele tău e Marina, nu-i așa? Tutorele meu mi l-a spus și vreau să te invit la o petrecere. Sărbătoresc logodna mea. Am senzația că ne-am mai întâlnit cândva undeva. E un sentiment foarte ciudat. E posibil să ne mai fi întâlnit? Justin s-a descurcat excelent. Sărmana sirenă. Nu fi prostuța, Marina. Sigur că o să te duci la petrecerea de logodna prințului. Cum crezi că o să te bage în seamă prințul dacă nu te vede din când în când? În plus, e cea mai bună ocazie să-l ajuți să-i revină memoria. Altfel, o să-l pierzi. Îmi pare rău, zău. Vorbesc fără mine și îmi bag nasul peste tot. N-am vrut să plângi, dar poate e singura șansă să-și amintească că tu l-ai scos din ocean și i-ai adus corpul la viață. Înțelegi? Ești încântătoare în această rochie, Cecily? Într-adevăr, majestate. Sigur, draga mea. Spune-mi, mamă. Da. Dumnezeule. Spune-mi, ce te deranjează, pisicuța mea? Sunt curioasă, doamnă. Persoana aceea stă la palat de parcă ar fi un membru al familiei regale. Te referi la Marina? Da, cred că așa o cheamă. Dar sper că nu are de gând să vină la petrecerea logodnei noastre. Mă tem că Justin a invitat-o. E foarte atașat de ea. E dreptul lui să invite pe cine vrea, dar nu-l înțeleg. Nu-l înțeleg. Nu trebuie să ne purtăm nedemocratic. Sunt convinsă că dacă prințul a invitat-o, este foarte drăguță. Dar e foarte comună. Nu ai de gând să faci nimic să o ajuți pe Marina? Ce să fac dacă oamenii insistă să se poarte prostește? Păi... Da, Justin s-a logodit dintr-o pornire prostească pentru că el crede că ea l-a salvat de la nec. Iar ea a mințit pentru că vrea să devină prințesă. Știu ce s-a întâmplat, dar ce să facem noi doi în această privință? N-am de gând să fac nimic. Justin trebuie să-și amintească cine l-a salvat. Și dacă nu? Atunci totul s-a terminat. Sărmana Marina, ce o să se întâmple cu ea? Dacă aș avea puteri magice, aș ajuta-o. Am făcut un legământ să nu intervin în problemele oamenilor cu vrăjitoriile mele, deci nu am ce să le fac. Desigur, dacă nimeni nu ar încălca regulile, atunci nu ar mai fi reguli. Noi doi suntem singurii care putem interveni, știi? Regret, dar n-am ce face. Nu e bine ce se întâmplă, Marina, lasă-la! Ți aminte, Justin. Trebuie să-ți amintești. Mm-hmm.
Doamnelor și domnilor, să toastăm! Pentru fiul meu și aleasa lui, o viață lungă și fericită! Pentru Mirati! Pentru mine! Pentru mine! Pentru mine! Deocamdată nu e oficial. Justin! Ai vreo problemă, Justin? Eu? Problemă? Da! Tocmai voi să spui ceva. Voiam? M-a salvat? Marina! Justin, întoarce-te! Justin, ce se întâmplă cu tine, fiule? E petrecerea logodnei tale? Ba nu, tată! Nu poate să fie! Lipsește mireasa! Tocmai a plecat. Marina! Întoarce-te, Marina! Scoți pe Marina din apă. Mă tem că e prea târziu. Nu mai pot să înnot de mult și nu o putem salva pe căi normale. De data asta nu am cum să o ajut pe Marina. Lămurește-mă puțin. Politica ta e să nu intervii cu vrăjii problemele omenești, corect? Mm-hmm. Dar Marina nu e cu adevărat o ființă umană, mă înșel? De ce regula ta nu se aplică și în privința ei? Știi că ai fi un avocat strălucit? Și tu îmi placi, dar nu crezi că ar fi trebuit să o ajutăm pe Marina înainte să fie prea târziu? Foarte bine, o las în seama ta. Perfect! Fă ceea ce trebuie să faci. Sus, invalidatis mortis! Vrășitoarei rele s-a destrămat, e capără! Prințul meu, ce s-a întâmplat cu mine? Ei, vorbești, nu pot să cred! O să te faci bine, e minunat! Ura! Bună dimineața, luminăția ta! O să privești oceanul până o să sece? Lasă-mă în pace, Chancy. Du-te și plictisește pe altcineva. Suntem prost dispus. Ne-a picat prost micul dejun? Visele regale au fost neplăcute asta noapte? Marina mi-a salvat viața. E o sirenă. Iar eu m-am purtat ca un prost. Fericirea mea s-a dus. Sirenă? Prințul meu a început să creadă în sirene? Iată-o! Marina! 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 Prințe Justin, te rog, vino înăuntru să nu te îmbolnăvești, te rog. Marina!
Hai să luăm coșul pentru picnic și să mergem la munții submarini. Nu, vreau să fiu singură. Te rog, du-te fără mine, Winnie. Nu poți să bați la ușă înainte să dai năval înăuntru? Spune-mi ceva, te rog. Ce? Acum, dacă prințul Justin s-a căsătorit, este fericit? Păi, de ce crezi că prințul Justin s-a căsătorit? Ce vrei să spui? Nu s-a căsătorit? Nu. Și a adus aminte că Marina l-a salvat de la Nick și a înțeles că pe ea o iubește. De ce nu mi-ai spus asta mai devreme? Trebuie să discutăm ceva. Desigur, prințe Justin. Tocmai voiam să mă așez la masă. Poate că tu și pajul tău o să-mi țineți companie. Nu, mulțumesc. Știi? Am nevoie de sfatul tău. M-am îndrăgostit de Marina. Vreau să fiu cu ea, dar nu se poate. Marina e sirenă. Te rog, spune-mi dacă am vreo șansă să fim împreună. Te rog frumos. Dar eu sunt doar un bătrân simplu, fără puteri neobișnuite, Justin. Dragostea este problema tinerilor cu foc în sânge și cu muzica pe buze. Regret nespus, dar nu am cum să te ajut, tinere prinț. Atunci nu mai am nicio speranță. Să mergem, Chancy. Ar fi ceva care te-ar putea ajuta, Justin. Cu mulți ani în urmă am întâlnit un vânzător ambulant care avea, zicea el, o poțiune extraordinară, cu proprietăți magice, pe care o recomanda pentru orice, de la enfizem la respirația sub apă. O mai ai? O, sunt sigur că e pe aici pe undeva. Lasă-mă să o caut. Cred că ultima oară când am văzut-o era în camera asta. Prognostic cactus, Benedictus in mundi romantici, Benedictus Anselmi Pax. Știam eu că e acolo, Justin. Vânzătorul zicea că trebuie să iei doar o înghițitură mică din poțiune și o să poți să respiri sub apă. O să pot vedea pe Marina. O să fim împreună cât vom dori. Nu atât de mult pe cât ți-ai dori. Vânzătorul mi-a spus că poți să bei din poțiune doar o dată pe zi și efectul durează o oră. O oră? E perfect. Hai, Chancy, să mergem. Pe toți sfinții nu țin minte niciun vânzător de poțiuni magice care să fi venit aici. Pe tine cine te-a întrebat? Se pare că politica ta e destul de flexibilă când e vorba despre Justin. Îmi bazez fiecare caz pe meritele lui. Crede-mă, te înțeleg. Așa cum ți-am mai spus, dacă nimeni nu ar încălca regulile, atunci n-ar mai avea niciun rost. Așa e! Marina! Am o veste extraordinară! Am aflat că până la urmă prințul Justin nu s-a căsătorit cu Cecil și a dat seama că pe tine te-a iubit tot timpul! Nu mai contează. Sunt sirenă, iar prințul Justin este om. Visele noastre nu se vor împlini niciodată, Winnie. Nu te da bătută, Marina! Niciodată nu trebuie să renunți să visezi! Hai, ia-te după mine! Unde te duci? Hai odată! Visul tău o să devină realitate! Hedgley te-a ajutat odată, poate te mai ajută încă odată! Încep, Chancy! Acum e rândul tău. Cred că mă abțin, Justin. Hai, bea odată. Gata, să mergem. Stai puțin, nu știu să not. Nici nu trebuie să știi. Urmărește-mă pe mine. Oh!
puțin. Se pare că nu trebuie să știu să note. Deci ai tupeul să vii să-mi ceri iar ajutorul după ce te-am transformat în ființă umană? Și acum ești din nou sirenă? Răspunsul meu este negativ și chiar o să te pedepsesc pentru că m-ai făcut de râsul lumii. Bătrână vicioasă, n-avem nevoie de magia ta. Termină, Winnie. Îmi pare rău. Nu o să te mai deranjăm niciodată. Nu știu de ce ai cerut scuze bătrânei Ciori. Cioară? Poate ar trebui să pretind ceva mai mult respect decât primesc. Ce spuneți de floricelele mele? Baba asta arțăcoasă mă sperie de moarte de fiecare dată când coborâm aici. Oh! Marina! Justin, ajută-ne! Marina! Justin! Pleacă de aici! Cretinule! Ce crezi că faci, idiotule? Încerci să-mi dărâm casa? Dispari imediat de aici! O să găsesc o cale să fim împreună pentru totdeauna. Îți promit. Da, Justin. Hei, am început să mă descurc la notat. De ce nu veniți în apă? Vino cu mine, tinere. Ei au nevoie de intimitate.